Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi am pregătit câteva afuri securi cu nucă de cocos. Ca și ingrediente am nevoie de un ou, 400 de grame de făină, 90 de grame de zahăr, 125 de grame de unt, 80 de mililitri de ulei, coajă de lămâie, un praf de sare, un pliculeț de 8 grame de zahăr vanilinat, o linguriță de praf de copt, voi pune și esență de vanilie și 30 de grame de amidon de porumb. Voi amesteca praful de copt cu făina, amidonul. Veți vedea că se pregătesc foarte ușor, nu aveți nevoie de nicio altă mașinărie, nu aveți nevoie de absolut nimic, doar să combinați ingredientele și veți obține fursecuri minunate, delicioase. Amestec mai întâi ingredientele acestea uscate. Într-un castron pun acum oul și îl voi amesteca cu zahărul. Puteți folosi și mixerul, însă eu am folosit un simplu tel și a ieșit foarte, foarte bune. Pun și zahărul vanilinat, esență de vanilie, vreau să aibă cât mai multă aromă. Sare, coaja de la o lămâie. Încercați să folosiți numai partea galbenă de la lămâie. Folosiți, bineînțeles, lămâi ce nu au fost tratate, ce sunt destinate consumului uman, atât zeama cât și coaja. Și am spălat-o bine înainte de a o da pe răzătoare. Am topit și untul și îl voi adăuga peste ou, uleiul, după care ingredientele uscate. Și voi amesteca și voi frământa bine acest aluat. Este un aluat ce nu se va lipi de mâini datorită faptului că avem atât unt cât și ulei în compoziție. Voi începe acum să formez fursecurile. Cu o linguriță iau aluat și îl modelez între palme. Le așez pe hârtie de copt în tavă. Am pornit și cuptorul la 180 de grade. Dar mai întâi formez toate fursecurile, după care cu o furculiță presez fursecurile formate doar în partea de jos, doar în jumătate din fursec. Presez această furculiță doar pentru a le da o formă mai frumoasă. Le voi coace în cuptor apoi pentru 10-15 minute sau până prind puțină culoare la bază, depinde de cuptorul vostru. Le scot din cuptor după coacere și le voi decora. Am aici 50 de grame de ciocolată albă, 50 de grame de ciocolată neagră și fulgi de cocos. Voi topi ciocolata pe baie de aburi. Pun castronul cu ciocolata deasupra unui vas cu apă fierbinte și când ciocolata s-a topit, voi scufunda fursecurile în ciocolată și în fulgi de nucă de cocos și lasă să se răcească. Lasă și ciocolata să se întărească. Sunt foarte bune, foarte fragede și după cum vedeți nu aveți nevoie de nimic altceva, nu aveți nevoie de un poș, nu aveți nevoie de niciun fel de mașină de tocat sau mă știu eu ce altă mașinărie pentru a le pregăti. La fel am făcut și cu ciocolata neagră și le
ufund puțin în ciocolată, nu complet, doar la un capăt, după care în fulgi de cocos. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, sper că veți încerca și voi rețeta. Ne auzim data viitoare, până atunci nu uitați să fiți veseli. Pa, pa!